Cladovo, micul orășel sârbesc de pe malul drept al Dunării, aflat în dreptul Severinului, atrage ca un magnet turiștii români. Și pentru că este sezonul estival, mulți mehedințeni vin la plajă aici. Municipalitatea din Cladovo a amenajat malul fluviului și a creat condiții de relaxare. Plaja din orașul Cladovo a fost deschisă oficial pe data de 1 iulie și este dotată corespunzător pentru ca turiștii să se simtă cât mai confortabil. Plaja este amenajată după toate standardele de confort, apa dragată, astfel încât să nu existe pericol de înnec și este marcată cu geamanduri. De asemenea, sunt angajați salvamari, iar dușurile și toaletele au fost renovate. Plaja propriu-zisă există de 20 de ani, dar autoritățile locale au realizat că trebuie să fructifice oportunitatea de dezvoltare a turismului și au investit în amenajarea la standarde ridicate, drept pentru care a și primit certificarea de calitate oficială. Plaja are o lungime de circa 700 de metri și toate condițiile asigurate, inclusiv proximitatea unor terase unde se pot servi băuturi reci și chiar cocktailuri. Nu numai plaja este atractivă și încântătoare pentru turiștii români, ci și faleza. Spre deosebire de Severin, unde așa ceva nu există și nici nu sunt speranțe că va exista vreodată, în Serbia, în toate localitățile riverane Dunării, au fost amenajate plaje și faleze. La Cladovo, faleza are o lungime considerabilă, iar seara este plină de oameni care se plimbă liniștiți și chiar de îndrăgostiți. În ceea ce privește turiștii români, parcările din apropiere sunt pline de autoturisme cu numere românești. Multe nu sunt înmatriculate în mehedinți, ci în zone precum Timiș, Constanța, Cluj, Dolj sau Gorj. Este dovada limpede că interesul românilor după pandemie s-a reînnoit pentru Serbia riverană Dunării.